Cine e Jayco? Eu cine să fiu? Da, am crescut în casă cu muzică, nu cu țambal. Nu s-a inclinație să-ți placă, exact. Să o faci nu pentru bani, în primul rând, să o faci din plăcere. Să te naști cu treaba asta, știi? Mă uit la zidurile astea, dacă ar putea vorbi. Nu, eu când fac ce-mi place, mă exteriorizez cum simt eu. Dacă am chef să țip, care e problema? Am copilărit cu Paul Surugiu. Pentru cei care nu știu, Fuego. Fuego, asta zic. Știi pe Fuego? Să nu. Da? Bineînțeles, știu și pe Andra, știu și pe Alex Balski și pe ăsta de la Talisman, pe Alin Oprea. Eu știu că la mine ce-i în gușă și în găbușă. O grămadă de ciobani, în loc să vândă brânză, s-au apucat să vândă alcool. Sărind de la una la alta, am avut accidentul la mașină și seara trebuia să ajung să pun muzică. Și am pus muzică. Ai mașină și ai pus muzică? Am făcut, da. Ce înseamnă scump? Depinde la ce te rezumi. Da. Depinde ce-ți dorești. Ce înseamnă scump? Acum o să comenteze și pe chestia asta o grămadă. Dar eu, mie merge bine când fac ce simt. Uh-huh. Nu mai mănânc carne. Te rugai de patronul ăla, bă, dar o noapte nu mai dai și tu de băut la toate țoapele și cumpărești un player. Eu până anul trecut nu mi-am făcut niciodată Revelion. Nu? Măi, niciodată n-am fost în filmul ăsta, dar nu. Sincer, m-aș duce. Nu văd nimic bun aici, nici în următorii 20 de ani.